Au cules roada din acest an pe ritmuri de muzică tradițională la Festivalul de Recoltare a Strugurilor din sudul țării. Mai mulți ambasadori acreditați în Republica Moldova, dar și locuitori din orașul Comrat, au participat la procesul de recoltare a strugurilor la una dintre plantațiile de viță de vie. După ce au adunat roada, musafirii au fost invitați să strivească strugurii ca să vadă cum se obține sucul mustos. Evenimentul a fost organizat la una dintre plantațiile de lângă Comrat, iar printre invitații au fost reprezentanții misiunilor diplomatice din Letonia, Turcia, Polonia sau Bulgaria, care au rămas surprinși de frumusețea tradițiilor din Republica Moldova. Suntem foarte bucuroși că am venit aici pentru a culege struguri. Aceasta este prima noastră vizită, dar credem că nu va fi ultima. Este o atmosferă foarte frumoasă. Este prima mea experiență. Primesc o plăcere aflându-mă aici. Este o atmosferă foarte bună. Voi gusta și vinul de aici. Am mai fost la Comrat cu 10 ani în urmă și am cules struguri, iar acum am venit din nou împreună cu toată familia. Este o sărbătoare foarte frumoasă. În primul rând, strugurii sunt stocați, după care sunt puși într-un butoi, iar produsul final, îl vedeți, este o rețetă deosebită. În sudul țării, vița de vie este plantată pe 2,5 mii de hectare de teren și se produce peste 50 de mii de tone de struguri. Noi suntem diferiți, vorbim mai multe limbi, dar ne unește faptul că ne iubim țara, Republica Moldova. Sărbătoarea de astăzi este așteptată de fiecare locuitor, iar în septembrie fiecare familie se pregătește pentru culesul strugurilor. Este o tradiție foarte frumoasă, ca în fiecare an să avem oaspeți din diferite țări pentru a recolta strugurii. Acest proces este o tradiție frumoasă. Festivalul de recoltare a strugurilor din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuză este organizată de mai mulți ani pentru promovarea sectorului vitivinicol din regiune.